fost la o întâlnire pe Ministerul Mediului, o întâlnire la care am încercat să reactivăm, să spunem, proiectul Sistem de Management al Deșeurilor în județul Buzău. Este o investiție de câteva zeci de milioane de euro pe care este păcat să o pierdem, plus că, într-adevăr, este nevoie de un management mult mai bun al deșeurilor în județul Buzău. Ce m-am ocupat în primul rând este vorba de... Am încercat, să spunem, să facem evaluarea proiectelor care sunt pe județul Buzău, mă refer aici la canalizare, la alimentare cu apă, la drumuri, la infrastructura, să nu uităm că trebuie să fie o prioritate a noastră. Sunt convins că în curând vor veni destule fonduri, să spunem, pentru continuarea acestor proiecte. Asta, în acest moment, este prioritatea noastră, împreună cu colegii din primul SL, cu domnul vicepreședinte Neagu, acum de identificarea unui teren, să spunem, pentru a porni acel parc industrial, ce va duce la crearea de locuri de muncă pe în județul nostru, în special în municipiu. Avem 3-4 locații, discutăm când avem lucrurile clare. Aici nu constă numai în identificarea unui teren, trebuie să aibă toate utilitățile și ne referim aici la apă, electricitate, canalizare, gaze, acces la cale ferată și, bineînțeles, trebuie și aduși investitori care să activeze în această locație. Să știți că intenția noastră este nu numai de a găsi investitori care să vină din alte părți în județul Buzău, ci, în primul rând și în limita posibilităților, stimularea investitorilor locali. Am avut acea discuție cu domnul ministru Daniel Chițoiu, ministrul economiei. Din partea dânsului avem toată deschiderea, dar o discuție concretă se poate face în momentul în care noi avem organizat acest parc industrial, să spunem, atunci și putem face o ofertă economică, să nu e concretă. Deci, da, deschiderea către județul Buzău este. E un lucru clar, marea majoritate a investitorilor vin spre București. Infrastructura, deci legătura între Buzău și București este foarte bună, iar distanța este destul de mică. Din acest punct de vedere, Buzău poate fi un județ tentant. De noi depinde, de ceea ce facem noi depinde să deschidem porțile județului. Sper că în aproximativ, să spunem, un an de zile, nu este un lucru care se face foarte repede. Încerc ca toate utilitățile să le aducem pe fonduri europene. Cred că știm cu toții ce înseamnă, hai să spunem, o anumită birocrație, sunt niște termene de respectat, sunt niște avize de luat. Dacă am vrea și am avea posibilitatea să-l deschidem mâine, nu s-ar putea, din punct de vedere legal.